Aproape 4.000 de delegați socialdemocrați din toată țara au participat sâmbătă 10 martie la Congresul Extraordinar al PSD, eveniment organizat la Sala Palatului. Aceștia au ales o nouă echipă pentru liderul partidului Liviu Dragnea. Premierul Viorica Dăncilă a fost desemnată prin vot președinte executiv al partidului. Marian Neacșu menține postul de secretar general, iar din acest an echipa are în componență și 16 vicepreședinți, 8 bărbați și 8 femei aleși pe regiuni de dezvoltare. Vicepreședinți pentru regiunea Nord-Est au fost aleși senatorul Doina Federovici din Botoșani și deputatul Gabriel Vlase din Bacău. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pledat sâmbătă de la tribuna Congresului PSD pentru crearea unui consens politic interpartinic pentru realizarea unui proiect de societate, respectiv pentru un dialog sincer. Cu toții vedem că dezbaterile din spațiul public au căpătat o violență extremă care blochează evoluția dialogului despre drepturi, valori și libertăți, care sufocă societatea și o dezbină. Această situație o știm cu toți. Este consecința unei lupte, uneori vizibile, alteori nu, între forțele democratice care au câștigat și care vor să exercite în mod legitim puterea și oameni și instituții care se substituie democrației. La nivelul clasei politice, al presei, al societății civile, al mediului de afaceri, al câtorva instituții publice, și într-o care măsura unui părți din publicul românesc, este o atmosferă deteriorată de ură, de suspiciune și de conflict. În cazul legilor justiției, acest conflict se duce între noi, care vrem să aducem legislația în normalitatea secolului 21 și adversarii noștri, care doresc să păstreze rețelele ilegale de păstrarea puterii. Între noi care vrem să modificăm niște legi care uzurpă drepturi și libertăți fundamentale și cei care vor să continue aceste abuzuri. Și astăzi, de asta este un motiv, trebuie să aud, să ne convingem dacă vrem să mergem înainte cu acest proces. Eu vreau fără ezitare. Încă din momentul depunerii candidaturii pentru funcția de vicepreședinte al PSD pentru zona de Nord-Est, senatorul Doina Federovici a anunțat că este adeptă a consensului politic pentru susținerea și promovarea interesului local al fiecărui județ și că nu va susține partizanate politice în dauna cetățenilor din nicio zonă a țării. Fac un apel la toate partidele politice din România și la liderii acestora. Trebuie să dăm dovadă de maturitate și unitate atunci când sunt de îndeplinit proiecte importante pentru locuitorii județului Botoșani și oricărui alt județ din România. Atunci când discutăm de prioritățile cetățeanului, trebuie să lăsăm la o parte orgoliile politice și lupta de partid și să tragem toți în aceeași direcție pentru a dezvolta fiecare comunitate locală. Nu putem face nimic fără suportul cetățenilor care ne-au acordat încrederea lor, a subliniat președintele PSD Botoșani. Senatorul botoșenean a fost susținut la București de o delegație constituită din 93 de membri ai organizației județene și a fost validat în funcția de vicepreședinte al PSD cu 622 de voturi.